să zic că tu nu este totuși pentru sfârșenie ca să facă asta. Ți-a plecat taxiul? Nu a plecat, nu. Doamna Monica Macovei, candidat la președinția României, a plecat în acest moment de la sediul de campanie prezidențială. 18:50, ați văzut și dumneavoastră, a plecat cu o motocicletă echipată cu cască, cu tot ce trebuie. Deci, conform afișului de candidatură, semnați aici pentru Monica Macovei, președintele care ne trebuie. După ce a dus țara de râpă, împreună cu președintele impostor și uzurpator Băsescu Traian, aceasta care pe tot parcursul cât a fost parlamentar european în Parlamentul Europei, a dus o activitate ostilă împotriva statului român. Dorește să fie votată de cetățenii României pentru a le fi președinte.